Ce înseamnă să ai o relație cu corpul tău? Ca în orice relație și în relația cu corpul este important să comunicăm unul cu altul, sufletul cu trupul. Trupul are o inteligență personală care știe foarte bine care sunt nevoile sale și cum să le comunice. Totuși, noi, ca suflete, am fost învățați să ascultăm de exteriorul nostru și de mintea rațională prelucrată de societatea în care trăim. Uităm de cele mai multe ori de corp și de nevoile lui. Îl alimentăm cu ce ne sună nouă bine sau după pofta sufletului, nu ceea ce ar fi contribuție pentru corp. Nu suntem atenți dacă anumite mâncăruri sau substanțe de curățenie nu priesc corpului și continuăm să le folosim în detrimentul său și, în final, și al nostru. Corpul nostru nu are libertate de exprimare decât foarte rar. Respectul față de corp lipsește de foarte multe ori. Susținerea corpului prin exercițiile necesare lipsește de cele mai multe ori și totuși îi cerem să poată alerga, să care multe kilograme deodată, îl privăm de somn și chiar și de apă. Îl ținem într-un mediu toxic, atât chimic cât și emoțional. Și vorbeam cu cineva în cabinet despre relații și l-am întrebat dacă ar rămâne într-o relație toxică, fără respect, fără încredere, fără susținere, fără comunicare și fără libertate. Și mi-a zis nu. Și atunci, cum ne mai așteptăm să rămână corpul nostru în relație cu noi? Scrie-mi în comentarii părerea ta. Sunt Elena Paula Știubei și te susțin să-ți vindești durerile ca să te bucuri de viață. Mă găsești pe căilevindecării.ro. Spor în toate cu inspirație.